Te salut! Sunt Irina Vasilescu, autora nouă cărți, fondatoarea editurii Floare de Iris și inițiatoarea proiectului Tabără de Creație, scrieți cartea în 7 zile și publică în 10 săptămâni. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum ne găsim sursele de inspirație și cum credem în noi și în capacitatea noastră creatoare. Am găsit chiar azi dimineață un poem foarte frumos care m-a inspirat extraordinar și pe care vreau să ți-l împărtășesc. Este vorba de poetul Ty Sheridan, care a scris cartea Secretele adevăratei fericiri. Iată cum sună poemul. Când ești creativ, viața curge prin tine. Fiecare om este creativ în mod natural. Când auzi cuvintele, nu pot face asta, te rog, dă-le la gunoi și începe să creezi ceva. A te bucura de creativitate fără standarde înseamnă adevărata fericire. Îți doresc să fii cu adevărat fericit. Asta spune poetul Ty Sheridan în cartea sa și, după cum probabil știi deja, sunt foarte pasionată de scris, sunt autoarea cărții Fii fericit acum, astfel încât fericirea, creativitatea, scrisul sunt pasiunile mele. Tocmai de aceea am rezonat atât de mult cu acest poem pe care tocmai ți l-am împărtășit, tradus repede în română, din limba engleză. Și vreau să-ți povestesc puțin despre modalitățile în care poți să-ți descătușezi creativitatea sau să-ți o antrenezi. Astăzi, fiind o zi de weekend, am lucrat în grădină în prima parte a zilei, pentru că îmi place foarte mult natura, îmi plac plantele, îmi plac florile și unul dintre modurile în care eu mă încarc energetic este să lucrez în grădina mea. Aici, în spate, este exact locul meu de joacă, să spunem, unde astăzi mi-am încărcat bateriile. Și ce crezi? Atunci când faci muncă fizică, îți vin ideile, îți vine inspirația. Unul dintre modurile prin care poți cel mai ușor să-ți descătușezi, să-ți deblochezi creativitatea și inspirația, este să faci ceva fizic. Fie sport, mișcare sau, de ce nu, muncă fizică, așa cum este, de pildă, grădinăritul. O altă modalitate foarte interesantă de a-ți descătușa și de a-ți elibera sau debloca creativitatea și inspirația atunci când vrei să creezi ceva, fie că e vorba despre scris sau despre artă plastică sau orice altă formă de artă, ne ajută foarte mult apa, sub toate formele ei. Foarte multe persoane povestesc și mie mi se întâmplă asta adesea, după duș sau în timpul dușului îmi vin idei foarte bune și tocmai am vorbit cu o bună prietenă la telefon care mi-a spus exact asta. Mie îmi vin ideile bune când fac baie și când îmi spăl părul. Eu, repet, pățesc asta atunci când fac duș. O altă formă extraordinară și poate cea mai bună de a primi inspirație este, să vedem dacă ghiciți, să nu faci absolut nimic. Pur și simplu să stai. Se spune că Einstein avea cele mai bune idei atunci când pur și simplu nu făcea nimic și se uita pe geam, pe geamul biroului său din universitate, se uita la nori, se uita la cer. Și așa îi veneau cele mai bune idei. Așa încât eu cred în tine și dacă nu ai aflat, îți spun, dacă nu ai aflat deja, îți spun despre tabăra pe care am creat-o și care este o modalitate de a-ți elibera și debloca imaginația, creativitatea. Am creat o tabără pentru viitori autori. Tabăra se numește Scrieți cartea în 7 zile și fii fericit. În această tabără vom folosi foarte multe metode de antrenarea creativității și de antrenarea inspirației sau de invitarea inspirației în viața noastră. Este vorba de o tabără în care, după cele 7 zile în care îți scrii cartea la care visezi, noi la editura Floare de Iris o și publicăm în doar 10 săptămâni. Vom face multe exerciții de tipul celor pe care tocmai ți le-am povestit, de asemenea multe, multe altele. Și, în plus, tabăra se desfășoară într-un loc de poveste, în care munții ne inspiră de asemenea, natura cu toată frumusețea ei. Este vorba despre un loc în care avem panoramă deschisă către Munții Bucegi într-o parte și către Munții Masivul Piatra Craiului în partea cealaltă, astfel încât este un loc perfect pentru a crea, pentru a scrie. Te aștept cu mare drag în tabăra Scrieți cartea în 7 zile și fii fericit. Nu uita, e foarte simplu să inviți creativitatea în viața ta, făcând ceva fizic, muncă fizică sau mișcare,
făcând duș sau bălăcindu-te pur și simplu în apă și de asemenea nefăcând absolut nimic. Sunt Irina Vasilescu și îți doresc să fii cu adevărat fericit scriind o carte sau creând ceva frumos pentru tine și cei dragi. Numai bine!